Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Cristina Soare și e vremea ta să afli cele mai importante știri despre lume. Astăzi sărbătorim Ziua Poeziei și a Minții Creative. Evenimentul este dedicat oamenilor care au împins înainte societatea de-a lungul istoriei prin inovație și artă. Această zi reprezintă o bună oportunitate de a reciti poeziile care te-au influențat odinioară sau de a-ți transpune sentimentele pe hârtie sau în culori pe șevalet. Văzut ca în apă mereu cu rădăcinile înfipte în curcubeu și în culori ce nu sunt, arbor invers am rămas rupt din sfera cu sfera aceasta idomă. Și totul îmi pare știut, dar nimic din ce știu cu ce este nu se aseamănă. Mâine va avea loc o eclipsă de soare hibridă și va putea fi observată din Australia. Din aceeași regiune de pe pământ putem vedea o eclipsă totală cam la 40 de ani. O eclipsă hibridă este un fenomen rar, sunt doar șapte în secolul 21 și înseamnă că în unele zone, datorită curburii Pământului, eclipsa este totală, iar în altele inelară. În secolul trecut au avut loc 70 de eclipse, care s-au produs în medie o dată la 18 luni. Destul de puține au putut fi observate, deoarece majoritatea au fost vizibile doar de pe mare sau din regiuni greu accesibile, precum Antarctica sau Groenlanda. Cea mai lungă eclipsă de soare a secolului trecut a fost cea din 20 iunie 1955 și a durat 7 minute și 7 secunde. Eclipsa solară apare atunci când lumina soarelui nu ajunge pe pământ, deoarece este blocată total sau parțial de către lună. Luna acoperă discul solar dintr-o pură coincidență. Este de circa 400 de ori mai mică decât soarele, dar este tot de circa 400 de ori mai aproape de pământ decât soarele. Rezultatul? Cele două astre apar pe cer cu un diametru aproape identic. Eclipsele de soare pot fi de trei tipuri. Parțial inelare și totale. Cele parțiale sunt mai dese și se produc atunci când luna trece peste discul soarelui neacoperindu-l complet. Atunci când lungimea axei conului de umbra lunii este mai mică decât distanța pământ-lună, iar vârful conului este situat între cele două corpuri, se produce o eclipsă inelară de soare. O eclipsă totală de soare este unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice și are o fază parțială și o fază de totalitate. În timpul eclipselor, specialiștii pot studia coroana solară. Cu cât activitatea solară este mai intensă, cu atât coroana solară este mai spectaculoasă și multitudinea de fenomene solare mai interesante. Este vorba de explozii și protuberanțe solare care pot fi studiate, filmate și fotografiate. Despre eclipsa de mâine puteți citi în cel mai recent număr al revistei Știință și Tehnică, iar Cătălin Beldea, vânătorul de eclipse al publicației ce se află în acest moment în Timorul de Est, va veni în curând la noi în platou să ne povestească despre acest fenomen astronomic spectaculos. Te întoarcem la vreme și aflăm cum se anunță vremea în România. Așadar, în această noapte cerul va fi temporar noros. Sunt anunțate ploi în regiunile estice și în cele sud-estice și cu totul izolat în rest. Ploile vor fi mai ales sub formă de aversă, pot fi însoțite de tunete și fulgere, iar pe -a locuri se pot strânge cantități mai importante de apă. La munte, adică în munții, în zona Carpaților Meridional și în zona Carpaților de Curbură, la peste 1800 de metri altitudine, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsuri. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade. Mâine, vremea se anunță capricioasă, va ploua pe arii extinse, în sud, în est și la munte, local în regiunile centrale și doar pe suprafețe mici în rest. În deosebi, în sudul țării, sunt anunțate averse, posibil însoțite de tunete, fulgere, dar sunt anunțate și condiții de grindină. Vântul se va intensifica în est, în sud-est, și pe la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade. În București, la noapte cer temporar noros, șanse mari pentru averse, iar spre dimineață în termometre vom avea 9 grade în centrul capitalei și 7 grade în zona preoreșănească. Mâine, la fel, vreme schimbătoare, mulți nori, averse, 18 grade vom avea în aer, presiunea atmosferică e micuță, 752 mm coloană de mercur și va fi ușor variabilă. Poi mine, cam la fel, condiții pentru ploi de scurtă durată și 17 grade. La munte, mâine, va ploa, în zona montană înaltă, așa cum vă spuneam, la peste 1800 de metri. În zona Carpaților Meridional și de Curbură vor fi precipitații mixte și tot pe creste vântul va depăși viteze moderate. Vom avea maxime de la 1 grad în Ceahlău până la 13 grade în stâna de vale. La nivelul întregii țări, ziua de poi mine nu aduce schimbări notabile. Atmosfera se menține în continuare mohorâtă, va ploua în regiunile sudice și la munte și pe suprafețe mici în rest. În sud se mai pot strânge pe aici și pe acolo cantități mai importante de apă, iar aversele vor fi însoțite de tunete și fulgere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, așa cum o spuneam cu 17 grade în București. Ploi abundente, furtuni și alunecări de teren în Pakistan. Cel puțin două persoane au fost ucise și alte câteva au fost rănite în urma unei alunecări de teren ce a îngropat mai multe camioane încărcate cu mărfuri. Peste 100 de salvatori și 10 de utilaje au fost alocate pentru recuperare. În urma operațiunilor, cel puțin 8 persoane au fost salvate. Activitate seismică îngrijorătoare în Columbia. Cu toate că un nor de cenușă s-a ridicat ieri la aproape 2000 de metri de vârful vulcanului, puține familii și-au părăsit locuințele aflate în vecinătate. Autoritățile au ridicat alerta de amenințare de la Galben la Portocaliu. Nevado de Ruiz se pare că este cel mai periculos vulcan din emisfera vestică. Au ucis cel puțin 23.000 de oameni în erupția din 1985. Inundații în Ucraina. Apa râurilor Nipro și Desna a crescut cu 3 metri și a inundat peste 100 de gospodării din regiunea Kiev. Mai multe persoane au fost evacuate, iar autoritățile îi îndeamnă pe localnici să fie vigilenți și să părăsească zonele dacă apele continuă să crească. Cel mai cald a fost în Cipru, 33,4 grade, iar cel mai rece în Norvegia, minus 15,4 grade. Să vedem cum arată vremea și în restul Europei. Mâine în peninsula iberică, în țările vestice și în cele nordvestice, vremea se anunță frumoasă cu temperaturi plăcute de până la 27 de grade în Madrid. Doar în țările vestice, vântul va avea unele rebufniri. În țările sudice și în cele sudestice, vreme schimbătoare, perioadele însorite vor alterna cu cele înorate când sunt anunțate ploi, mai ales averse, posibil însoțite de tunete și fulgere. 20 de grade vor fi în Atena și 21 de grade în Roma. În țările central-estice, în cele nordice și în cele nordestice, găsim soare, în rest nori, ploi, iar în zonele montane și Lapoviță și ninsoare. 15 grade vor fi mâine în Stockholm și 17 grade, iată, în Varșovia, în Helsinki și în Oslo. Japonezii au inventat așa numitele case instant. Sunt rezistente, se asamblează în patru ore și par a fi cea mai ieftină variantă pentru persoanele rămase fără adăpost în urma dezastrelor naturale. După cutremurul devastator care a lovit nord-estul Japoniei în 2011, Kitagawa Keisuke, un expert în design arhitectural, a inventat un sistem de locuit cu o izolație termică ridicată, care costă mai puțin decât o casă de containere. El folosește un cord gonflabil în formă de cupolă și îi consolidează pereții pe interior cu spumă poliuretanică. În aproximativ 4 ore, oamenii rămași fără adăpost pot beneficia de un adăpost destul de confortabil, cu o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Profesorul japonez a vizitat luni orașul Antakya din sudul Turciei și a donat municipalității trei astfel de adăposturi pe care le-a numit case instantanee. Filipine a pierdut mai mult de 30% din păduri din cauza tăierilor ilegale și a numeroaselor uragane ce s-au abătut peste insule. Așa că oficialitățile s-au gândit să paseze problema generației următoare și au adoptat un proiect de lege care să le ceară studenților să planteze câte 10 copaci înainte de absolvire. În cadrul noii inițiative, 175 de milioane de copaci noi ar putea fi plantați de către studenți în fiecare an. Chiar dacă doar 10% dintre ei supraviețuiesc, înseamnă că Filipine va avea 525 de miliarde de copaci pe parcursul unei generații. Noa lege se aplică pentru absolvirea școlii primare, a liceului și a facultății. Astăzi sărbătorim și ziua usturoiului, dar nu vom vorbi despre beneficiile terapeutice ale acestuia, printre care se numără controlul hipertensiunii arteriale și al colesterolului, ci despre cum scăpăm mai ușor de toxinele și caloriile acumulate după mesele îmbelșugate. Livia Tudor ne spune mai multe. Bine ai venit, Livia! Bună ziua! după aceste bunătăți, după aceste mese înbelșugate, <laughs> cum reușim totuși să ne detoxifiem organismul? Ar fi bine să consumăm mai multe legume și fructe proaspete. Ne-ar ajuta și postul intermitent, foarte multe altfel, mai multă mișcare, da? întotdeauna mișcare ajută. Și de asemenea putem face niște proceduri de detoxifiere. Aș vorbi un special despre reflexoterapia pe turmaniu și nanodiamant. Este practic un dispozitiv pe care pășim, da? Are două suprafețe cu conuri din turmaniu și nanodiamant și practic facem o presopunctură sub propria greutate, ceea ce dizlocă microcristalele de toxine acumulate pe tălpi și le transmite către organele de eliminare. De asemenea, turmaniu are anumite proprietăți pentru că emite infraroșul de undă lungă și anioni și acestea amândouă au rol în accelerarea proceselor regenerative, accelerează de asemenea metabolismul și uh, ne ajută să eliminăm toxinele. În aceste zile se vorbește tot mai mult despre fasting, recunosc și eu îl țin 8 cu 16, mănânc 8 ore 16 nu. Dar vreau să spun spui tu mai multe despre această procedură. Este una dintre cele mai ieftine și mai eficiente proceduri de a ne regla organismul și de a ne ajuta în procesele de vindecare, dacă, Doamne ferește, suferim de vreo afecțiune mai, mai gravă. Putem merge pe pauze în alimentație de la ultima masă până la următoarea masă de 12, 14, 16 ore. Unor putem merge chiar până la 24 de ore, adică dacă am mâncat în după amiaza aceasta, nu mai mâncăm până mâine după amiază. Iar eu personal mai țin uh, un tip de, de post cu doar cu apă timp de 4 zile pe lună, 4 zile consecutive. Bine ar fi să avem uh, o mare varietate de fructe și legume. O ultimă întrebare. Cum ne ajută acest uh, post intermitent uh, în sănătatea organismului nostru? Practic, lăsăm tot organismul și, de fapt, tot tractul digestiv să-și revină. Da? Și atunci. Uh, toate sistemele organismului au un break, au o pauză în care se refac. Mulțumesc mult de tot! Cu drag! Am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Ne revedem mâine seară de la 7 fără 10. Vă las acum cu imaginea zilei. Rămâneți pe TVR2. O seară minunată pe mâine!